Încep lucrările la centrul de zi pentru persoane vârstnice în comuna Voinești, satul Manga. Zilele acestea, administrația de la Voinești, condusă de edilul Gabriel Dănuț Sandu și viceprimarul Constantin Popa, va da ordinul de începere a lucrărilor. Investiția se realizează cu finanțare prin programul operațional regional 2014-2020, axa 8.3, creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Centrul se va realiza la fosta școală din satul Manga. Centrul de zi pentru seniori, cum îmi place mie să spun, pentru seniorii Comunei Voinești, valoarea totală a proiectului este de 12 miliarde de lei, 2% fiind contribuția Consiliului Local. Ce ne dorim să realizăm prin acest proiect? Este vorba de un centru de zi pentru persoane vârstnice. Este școala din satul Manga, închisă încă din anul 2009, cu nicio perspectivă de a fi redeschisă, dat fiind faptul că numărul de copii an de an este în scădere. Din această școală vom face un centru de zi prin recompartimentare cu grupuri sanitare, cu o sală de festivități, o sală pentru jocuri de gen remi, șah, tenis de masă, o bibliotecă și un laborator, ca să zic laborator, cu 4 calculatoare de informatică, fiindcă și seniorii au nevoie de socializare prin internet, iar în curtea acestui centru de zi vor fi montate aparate pentru recuperare motorie pentru bătrânii care în decursul vieții au suferit diverse accidente sau diverse boli care necesită această recuperare. Sper ca undeva în toamna anului următor și acest proiect să fie finalizat. Constructorul este unul cunoscut cu care ați mai lucrat? Aveți încredere? Recunoașteți? Da, constructorul este din Dâmbovița. Am mai lucrat cu el și totdeauna am fost mulțumit de calitatea lucrărilor pe care le efectuează. Care este termenul de execuție? Se va termina la fel de mai devreme? Deci termenul de execuție este 36 de luni de la semnarea contractului de execuție lucrări. Cu siguranță, dacă am semnat contractul în această lună și zic că îl voi finaliza spre sfârșitul toamnei anului următor, cu siguranță va fi finalizat mai devreme decât termenul prevăzut la încheierea contractului de finanțare. Primarul Comunei Voinești, Gabriel Dănuț Sandu, a ținut să sublinieze faptul că prin acest proiect a salvat de la distrugere prin neutilizare clădirea fostei școli din satul Manga, amenajând o locație în care persoanele vârstnice să beneficieze de servicii de recuperare și recreere, consiliere psihologică, bibliotecă, internet și jocuri de socializare. Administrația de la Voinești are o experiență mare în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Pentru administrația locală din comuna dâmbovțeană Voinești, atragerea fondurilor europene pentru realizarea unor investiții ce contribuie substanțial la dezvoltarea localității rămâne o prioritate și în exercițiul bugetar 2014-2020.